Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am dezvoltat în această dimineață o discuție pe marginea contului fals pe numele George Zafiu, cont care face ravagii în ultimele zile și generează probleme celor care își dau datele acolo în speranța că au câștigat un premiu la Europa FM. Da. Zafiu mi-a zis acum câteva zile: băi, m-am primit niște telefoane, că uite, dar niciunul dintre noi n-a luat-o în... Adică nu mi s-a părut o chestie serioasă și a făcut cineva o pagină falsă. Dar uite că sunt din ce în ce mai multe astfel de semnale. Europa FM a dat ieri un mic comunicat în sensul ăsta. Exact. Am vorbit, v-am rugat să dați report paginii și am descoperit că dați report paginii, dar răspunsul automat de la Facebook e: nu ai nicio problemă. Da, am primit foarte multe mesaje, pentru că foarte mulți oameni au pus umărul să raporteze pagina asta și uite, cineva zice: Marian, ce se pare că Marcel de la Facebook zice că e ok. Da. Și trimite captură cu răspunsul, în care zice că nu sunt încălcate standardele. Se pare uluitor. Da, da, da. Deci ești scos de pe Facebook sau suspendat pentru tot felul de prostii, în timp ce atunci când dai report la o pagină care, în mod evident, este un schem, e o păcăleală și duce în site-uri dubioase care cer date personale, Facebook zice: nu e nicio problemă. Uite, Luciana a raportat la 7:23, că ne-a scris mesaj că a raportat și a revenit după 6 minute. Sunt foarte rapizi cei de la Facebook. Deja am primit răspuns la raportul făcut. Au analizat și au stabilit că profilul nu încalcă standardele comunității. Lamentabil. Da. Din păcate, observ că dacă vom primi în continuare răspunsul ăsta, nu prea am ce face. Dacă publica și pagina, nu putem să vorbim cu domnul Hamuca ăsta să publice un nud, că dacă publică un nud pe Facebook, îl suspendă pe loc. Suspendă automat. Dacă furi bani, da. Da, poze nud n-am. Nici singur și nici cu tine. Aia ar fi, ce să spun, ca de Facebook, dacă se întâmplă. Da, ar fi ceva foarte tare. Dar nu știu ce să fac. Am de gând să mă duc astăzi la poliție. Așa m-am gândit, să mă duc la o secție de poliție de care aparțin și să... Păi unde să mă duc? Că nu știu unde să fac o plângere, pentru că cineva mi-a furat identitatea pe Facebook. La domnul Horodnicianu, că știe toată lumea acum. Păi da, dar nu mă întâlnesc cu el în trafic. Poți să ies aici, poate vine, știi. Deci chiar așa, unde, la ce poliție? S-a mai întâmplat cuiva să aibă o problemă de asta cu Facebook, să vrea să facă o reclamație la poliție pentru fur de identitate? Unde te duci la... Că dacă te duci la secție... Eu dacă mă duc la secția mea rurală din Corbeanca și le spun că mi-au furat identitatea pe Facebook, băieții aia cred că se strică de râs. Înțelegi? Da, nu știu probleme. Deci nu știu cui fac. Mă rog, faci în general. Da, în general. Adică nu e o persoană pe care să o reclam în... Da. Se sesizezi o infracțiune. Și mă duc cu ce? Cu niște printuri. Că nici măcar pe telefon nu pot să le arăt că sunt blocat. Da, asta e o altă chestie mișto, că domnul Hamuca ăla, sau cum îl cheamă, Hamulmuca, l-a blocat pe Zaf nu poate să intre. Deci eu nu știu, dar noi pagina azi, Luca și cu mine. Eu am primit link-uri de la cei care mi-au scris, dar dacă mă duc acolo zice: ne pare rău, nu puteți să vedeți. Te-ai purtat urât cu el. M-a blocat din prima, adică nici măcar o dată n-am văzut. Trebuie să intru de pe alt cont eventual. Deci o să mă duc la poliție să fac o reclamație, dar nu știu dacă o să conteze sau nu. Curg zeci de mesaje de la ascultători revoltați că raportează și nu se întâmplă nimic. Și fiind prin screen-uri cu mesajul ăsta de la Facebook, care pare totuși un mesaj standard. Standard, da. Știi că scrie, uite, că sunt multe în engleză, dar sunt și în limba română. Pentru a păstra procesul de analiză cât mai corect, folosim același set de standarde ale comunității pentru a analiza toate rapoartele. Am analizat raportul tău și am stabilit că profilul nu încalcă standardele comunității. Nu. Înțelegem că acest lucru s-ar putea să te nemulțumească, așadar îți recomandăm să explorezi opțiunile disponibile pentru a stabili ceea ce vezi. Dacă dorești să analizăm ceva anume în cadrul unui profil, asigură-te că raportezi respectivul element de conținut, de exemplu o fotografie, nu tot profilul. Adică băsată, nu... Da. Da, este foarte mare șmecheria asta. Bine, ok. Bine, hai să facem un felul următor. E o problemă serioasă. Uite, în câteva clipe o să-l sunăm pe Dragostanca de la Think Digital, unul dintre oamenii în care sperăm că înțelege mai bine ca noi toți cum funcționează problemele astea cu fur de identitate, infracțiunile pe Facebook și care ar putea să ne învețe pe toți ce să facem într-o astfel de situație sau ce să facem când suntem păcăliți pe Facebook de vreo acțiune. Nelu zice: prinde-l și du-l la poliție și de acolo se ocupă ei. Da, bravo. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.